Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă, sunt Dan Ciucuiu. Generația mea, a celor săriți de 50 de ani, se grăbește de multe ori să generalizeze referitor la tânăra generație, în opoziție cu ce era pe vremea noastră, îi consideră pe cei tineri, pe milenialii de astăzi, poate mai superficial, mai nestatornici, mai neserioși, mai, poate mai pragmatici, în sensul de a nu face ceva fără o răsplată, în opoziție cu chipurile cum eram noi. Orice generalizare e periculoasă și am cel puțin atâtea exemple, pe câte contraexemple din astea am auzit, care ne sunt difuzate și pe mass media creând false modele. Am cel puțin la fel de multe exemple, dacă nu chiar mai multe, de tineri, niște bogății de oameni, niște copii care sunt niște copii frumoși, care sperăm să facă această țară frumoasă în ideea că vor rămâne aici. Unul dintre acești copii pe care pot să-i spun, să le spun așa, este invitatul meu de astăzi. Îi spun bun venit Alex Luca în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit. Alex Luca, dacă n-ați avut de organizat vreo nuntă, îl știți de acolo. Dacă ați urmărit acțiunile caritabile desfășurate de-a lungul timpului de Alex și colegii lui, iar îl știți. Sau dacă nu nici atâta, să știți că terenul de basket de lângă fost facultatea militară, n-aș putea spune că e ctitoria lui, dar a fost ideea lui implementat de un proiect de el și de colegii lui prin bugetarea participativă de la primărie. Mă bucur că ești în studio, Alex. Am vrut încă din decembrie să te invit, de fapt de mai de mult. Știi, toată lumea știe că ești foarte ocupat, ai și o ocupație, ai și afaceri, ai și, dar nu despre alea vrem să discutăm. Ar fi o întrebare cum reușești să le împaci pe toate. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să fac o menționare referitor la proiectul câștigat prin bugetarea participativă la terenul de basket cu ajutorul lui Luci Mija, care a fost colegul meu de proiect. Am reușit să facem acel... El a fost... Practic, amândoi am fost practic... titorii acestui proiect. Așa. Referitor la cum reușesc, păi vreau să vă zic că am o viață foarte activă. Mulți prieteni îmi spun asta. Dacă acum tinerețe n-ai, când să... Da, păi, sper să am și la bătrânețe, foarte că am multe de făcut și așa. Sunt un om de acțiune. Și mulți prieteni mă întreabă cum rezist. Și practic le dau răspunsul că eu mănc. Asta e hrana mea, energia pe care o iau de la oameni și pe care o transmit și pe care o am zi de zi. Da, vreau să am și business-uri, cum a spus și dumneavoastră. Acum sunt și angajat, am un loc de muncă cu responsabilitate maximă pentru orașul nostru și chiar mă bucur că l-am și îmi doresc să mă implic și să creăm o situație mai bună pentru oraș. Referitor la campaniile mele caritabile din 2015, de când mă ocup de ele prin grupul de inițiativă Dorește Bucurii, alături de copiii mei, le zic eu, generațiile 2015-2016 până în 2020, generații de copii pe care eu i-am avut la liceul Radu Negru, care le-am organizat balul bubocilor și compromisul reciproc a fost eu vă ajut pe voi, voi mă ajutați pe mine și așa am reușit să creez generații de voluntari, de copii care în fiecare an, indiferent de ce campanie am avut, că a fost de pași, că a fost campanie de informare, că am primit niște pachete și a trebuit să le ducem. Tot timpul au fost prezenți și pentru asta le mulțumesc. Te-au urmat. Da. Deși generațiile s-au schimbat. S-au schimbat. Au plecat la facultate, au plecat... Să știți că chiar dacă au plecat, răspund prezent. Din timpul lor pe care și îl petrec acasă și acum, că o să vorbim de Crucea Roșie, vreau să vă spun că foarte mulți copii pe care eu i-am avut în balul bobocilor și cu care am lucrat, vor să participe în proiectul meu de Crucea Roșie de viitor și mă bucur, ei au încredere în mine, eu am încredere în ei și asta înseamnă o colaborare de succes, mai ales pentru comunitatea noastră, că tot ce facem este pentru orășelul nostru, că eu de multe ori m-am diferite, cum să zic, ieșiri așa de moment prin care postez o poză și zic orașul meu de vis sau făgărașul meu iubit, eu chiar îmi iubesc orașul. Și tocmai asta voiam să spun că de când m-am întors din Italia, că am avut o perioadă lungă în străinătate, de a lucra ca organizator de evenimente, acolo mi-am deschis un pic orizontul despre ce înseamnă caritate și acolo am învățat și cum să dăruiești din puțin. Dar acolo, practic, în Italia ai posibilitatea să-ți deschizi un pic
orizonturile, da, clar. Și oamenii sunt diferiți față de noi. Mm-hmm. Chit că sunt tot latini, da. Spune-ne, Alex, acum, nu neapărat ca să te lauzi, dar ca să știe lumea ce ai... Lumea poate afla doar atunci la un eveniment care a fost declarat în 2019 voluntarul anului, da, de către da. Organizațiile caritabile și ONG-urile din Făgăraș, din ce în ce mai multe. Și atunci la acea gală vedeam practic câți nominalizați erau și câte activități au desfășurat, un lucru absolut îmbucurător. Discutăm mai apoi deci, pe cum s-a putut desfășura acest lucru în pandemie. Spune-ne puțin care au fost acțiunile la care ai participat, inițiate de tine, de organizația ta sau nu? Cele mai cunoscute, cele mai dragi, da, pe care vrei să le amintești. Pe cele mai cunoscute, că pot să zic cu mândrie, nu-i lipsă de modestie, că am participat la foarte multe acțiuni caritabile. La multe dintre ele nu s-a făcut notorietate, adică nu s-a creat nicio... Dar din 2015 până în prezent, cu grupul de inițiativă Dorește Bucurii, am reușit să fac foarte multe campanii caritabile. În fiecare an de Paști și de Crăciun, noi organizăm, eu cu copiii mei, organizăm câte un bal caritabil, câte o acțiune caritabilă, ce implică strângere de alimente, de haine, jucării, tot ce cineva poate să doneze sau să dăruiască. Că așa de-aia am zis și zis, dăurește bucurii, că orice ai oferi cuiva este o bucurie. Practic... Și pentru cel care primește și pentru cel care dăruiește. Da, așa este. Pot să zic că ne bucurăm prin balurile caritabile pe care le-am făcut cu strângere de fonduri, ne bucurăm că am reușit să ajutăm comunitatea și din Făgăraș și din țara Făgărașului. Uh-huh. În mod special copii. Ne-am axat pe necesitățile copiilor. Am cumpărat rechizite, dulciuri când a fost cazul de Crăciun sau de Paște. Uh-huh. Adică am încercat să venim cu ce era util, cât de cât. Uh-huh. O întrebare ca să clarificăm. Cum vă ajungeau informațiile? E lăudabil ce faci și mai lăudabil și mai pragmatic este că ajutorul acela țintit să ajungă la cel care are nevoie. Cum aflai de cei care au nevoie? Eu sunt un om de acțiune, v-am spus. Eu acționez foarte repede. Cunosc foarte multă lume, foarte multă lume mă cunoaște. Avem o relație bună și atunci am zis hai să încerc să caut informații și prin asistența socială, prin celelalte ONG-uri, Cutiuța Călătoare și care mai și la rândul lor care fac acțiuni caritabile. Ne-am pus de acord, ne-am împărțit, noi ne ducem acolo, voi vă duceți acolo. Deci, practic, a fost o colaborare la nivel local strânsă și am încercat să acoperim, cam toate zonele de, cu dificultate, cum le zic eu. Și da, eu tot timpul caut informații. Eu unde văd, unde simt sau un pont așa, mă duc până aflu informația corectă și atunci acționez. Că am avut am avut câteva acțiuni, de exemplu la copiii din Șoarș sau la copiii din Bărcut le-am dus diferite rechizite, dulciuri. Deci nu numai în Făgăraș, și în țara Făgărașului. Spune-mi și la Bike-a-thon, ai concurat și acolo pentru unele proiecte. Da, la Bike-a-thon, cred că, nu știu cum să zic, dar sunt mai mereu prezent acolo și le zic la fete, tot timpul le spun la fete când încep sesiunile de depunere proiecte, zic și anul ăsta o să vă stresez, fetelor îmi pare rău. Și fetele spun, da, de unde ai atâta energie? Zic, energia o găsim, aia nu e problemă. Noi să depunem, să mergem mai departe, să reușim să găsim finanțare. Primul proiect la Bike-a-thon a fost mobilier nou pentru pediatrie. A fost în 2018, dacă țin bine minte, deși am probleme cu memoria gravă. Am reușit să strângem o sumă destul de măricică și mă bucur. Am avut foarte mulți, cum le zic eu, copii care au... și concurat și au făcut voluntariat pentru proiectul ăsta, au și donat. Deci a fost așa un grup foarte mare pentru ajutorul acestui proiect și am reușit să strângem o sumă destul de mare la Bike-a-thon. Chiar acum are loc mobilarea secției de pediatrie. Bine, n-a fost, adică suma noastră a fost până în 10.000 de lei, dar a fost destul de importantă. Zic eu că ne-am dat silința și
Pe lângă asta, eu tot timpul mă bucur când am activități sociale, caritabile și așa mai departe, pe oamenii din jurul meu, voluntari. Ei sunt cei mai importanți, că dacă ei înțeleg fenomenul ăsta, la rândul lor, poate nu acum, dar în următorii ani, au sentimentul ăla să facă. Și să știți că foarte mulți elevi, pe care pot să le zic elevi, cu care eu am lucrat la liceu, pe la facultăți sau pe unde sunt, au deja spiritul ăsta de, exact, de voluntar și exact, mereu vorbesc cu ei și uite, sunt voluntar acolo sau vreau să mă înscriu într-un grup de... Și da, asta mă bucură. E o pornire interioară, dar se și educă lucrul da, ăsta. Da, da, da. Și da, da. Cei mai important să știți că se întorc în oraș și vin deja pregătiți cu ce trebuie să facă. Asta pe mine mă bucură. Da, e mare. E ne mare. Duce mai departe, că la un moment dat și noi probabil o să obosim sau nu o să mai avem atâta energie și probabil eu o să o ducă mai departe și asta mă bucură, că comunitatea noastră are nevoie. Spune-mi despre terenul de basket. Da, terenul de basket a fost, cum să zic, o provocare mare pentru mine. Eu sunt și ambițios și nu ne-am dat bătuți, eu și Luci, că amândoi am implementat acest proiect și l-am dus la capăt. Nu ne-am dat bătuți până nu l-am văzut realizat. Chiar am considerat că zona Tudor Vladimirescu, unde sunt foarte mulți copii, își petrec timpul liber printre blocuri, cu riscuri să fie călcați de mașini. Nu mai sunt locuri de geamuri, joacă, nu mai sunt... Da. Și am identificat locul, bine, cu ajutorul primăriei, am identificat locul și am zis, Luci, hai să depunem un proiect, trebuie să... Ce poate să fie așa de greu? Și credeți-ne că a fost greu. Ca să strângem voturile alea a fost greu, să știți. Exact. În plus de asta, convingerea, să-i convingi pe oameni că proiectul este bun și realizabil. Și drept dovadă, chiar am reușit să îi convingem că a fost bun și s-a și realizat. Că vreau să vă spun că în vară, bine nu anul acesta, anul trecut, acum 2 ani când impactul a fost foarte mare. Deci pe zi erau peste 60 de copii din Tudor, câmpului și din cartierele învecinate. Ceea ce pentru mine este un câștig. Am reușit să-i aducem acolo într-un loc de joacă unde își petrec timpul. Sunt într-un fel sau altul controlați, socializează. E sport, e aer curat. Sport, da. Așa, da. E foarte bine. Că voiam să fac o paranteză cu cei care au crezut în proiectul nostru, cel cu terenul de basket, drept dovadă, anul următor când am depus tot așa un proiect pentru la bugetarea participativă pentru fântâna arteziană din fața casei de cultură, am fost pe locul 2. Deci atunci a fost mult mai ușor că oamenii deja au văzut rezultatul pe care noi l-am avut și au avut încredere în proiectul pe care l-am depus a doua oară și l-am și câștigat. Am fost pe locul 2. Exact. Discutam și cu cei doi angajați ai primăriei care s-au ocupat, cu Marius Matei și cu colega sa, cu Graciela, despre faptul că acest proiect cu bugetarea participativă, care în al doilea an a avut mai mulți bani, al treilea an a avut mai mulți bani, va crește așa exponențial, pentru că lumea va vedea concret, domnule, uite, s-a făcut un proiect cum trebuie și se vede chestia asta, de la scările de la Big până la terenul mai, de basket. Cel mai mic detaliu contează, să știți. Exact, exact. Alex, până ajungem la Crucea Roșie, spune-mi, oamenii la care te duci tu să strângi fonduri, că te duci, că o faci prin reprezentanță, că mergi tu personal, mă gândesc că cel mai eficace este discuția face-to-face. Spune-mi, cum te primesc ei când iară vine băiatul ăla să-mi ceară? Bine, știu că băiatul nu cere pentru el, dar cum? Sunt unii care, băi, Alex, zic cât îți trebuie, uite, îți dau. Cum au loc discuțiile astea? Cum te întâmpină oamenii? Că se spune, au mai încercat și alții să strângă bani pentru alte proiecte și poate n-au reușit. Bine, tu deja ai o panoplie pe care am și discutat și de credibilitate și de lucruri care se văd. Cum te întâmpină oamenii de care, tot felul de autorități, patroni, oameni cu bani, oameni fără bani care îți dau 10 lei, ia uite să faci pentru treaba aia, cum? Da. De prea puține ori am primit bani. Adică am considerat că cel mai bine, dacă eu am interacționat cu un prieten sau un partener de afaceri sau un fost colaborator sau un fost client, că am făcut zeci de nunți. Credeți-mă, chiar am așa un capital. O muncă stresantă, ai organizatori de evenimente. Am interacționat și am zis pentru siguranța imaginii mele și pentru siguranța
ce dorește Domnul să doneze. Am căzut de comun acord. Dacă este o sumă de bani, să o investim. Gen, eu am nevoie de un pat. Atunci nu-mi dați mie banii. Mergem, cumpărăm patul. Vă dau un exemplu acum. Care da, așa. Da, da, da. Și îl donăm. Sau majoritatea donează lucruri. Uh-huh. Mă duc, zice, de ce ai nevoie? Și eu spun, uite, am 10 familii cu 10 copii, cu vârste cuprinse între atâta și atâta, uh-huh. Și se duc și fac un necesar de alimente, de exemplu, și eu atunci le împart la fiecare cum, uh-huh. cum le vine. Și sunt foarte mult, să știți. Am evitat dintotdeauna să iau bani pentru că n-am avut acoperire, adică omul, eu înțeleg, are încredere în mine, dar vreau să fie încrederea și acoperită legal, că uh-huh. eu nu, da. Nu m-aș murdări niciodată. Și cred că multă lume știe asta, nu m-aș murde niciodată să iau niște bani pe care cineva i-a dăruit pentru niște oameni săraci. Uh-huh. Și tot timpul am evitat situația asta și am, de comun acord, am considerat să investim împreună în ceva și eu după aceea să-i dăruiesc. Uh-huh. Asta a fost. Dar acum prin Crucea Roșie o să fie cu totul diferit pentru că suntem legali. Pot să putem da și chitanță, putem și justifica, oricum justificam și înainte, dar acum avem totul uh-huh. legal, se poate face prin justiție. Asta este cel mai nou proiect al tău, am discutat și în decembrie de el, dar acum putem să detaliem. Se vede și în spațiul public, în spațiul virtual, apropo de demersurile tale. Deja e concret, cum ai spus, cel mai nou și cel mai drag, poate de două înainte de emisiune, că vizai să ajungi la, vrei să ajungi la lucruri, la, să zic, la partea asta de organizare, la modul ăsta de organizare, sau căutai ceva care să te ajute, o egidă care să te ajute în demersurile tale în continuare, cu care să poți să faci toate lucrurile pe care le-ai făcut până acum. Da, deci eu vă zic, am fost în Italia 7 ani și eu aveam foarte mulți prieteni, până și patronul meu era voluntar la Crucea Roșie, pe salvare, mm-hmm. ceea ce pe mine m-a impresionat la maxim. Și am zis, băi, Crucea Roșie trebuie pentru mine să fie următorul proiect mare pe care vreau să-l organizez. Deci uh-huh. atunci aveam plecarea de Crucea Roșie. Uh-huh. Am pornit cu un grup de inițiativă, bine, mai puțin organizat, că totuși Crucea Roșie e un ONG foarte organizat, uh-huh. și am pornit cu grupul de inițiativă Dorește Bucurii ca să-mi fac antrenamentul. Și am tot bătut terenul până când uh-huh. s-a evit ocazia să reușim să redeschidem subfiliala de Crucea. Ce a presupus? Ce demersuri a presupus lucrul ăsta? Înființarea subfiliale de Crucea Roșie? Bine, Crucea, subfiliala era deja înființată, doar că nu avea activitate. Și cu foștii membri care au decis să rămână în continuare, am căzut de acord, s-a făcut o ședință, o întrunire prin care s-a ales un nou comitet, un nou președinte, doi vicepreședinți, un secretar. Și, practic, de aici subfiliala renaște și începe să aibă activitate. Ce presupune activitatea asta? Cum ai spus că sunt trei direcții pe care vrei să mergi. Ce ar presupune activitățile sub egida Crucii Roșii? Da. Ce vrei să faceți? Păi, bine, ca orice lider, să zic așa, uh-huh. își dorește să-și mărească echipa. Uh-huh. Deci eu îmi doresc să am o echipă cât mai mare, deși se întâmplă. Vă spun că de când uh-huh. am postat pe diferite grupuri și pe social media, vin foarte mulți poate oameni. Poate să vină oricine. Oricine. Oricine în limita timpului lui disponibil. Adică uh-huh. cât îi permite timpul, noi profităm uh-huh. de timpul lui și încercăm să-l direcționăm spre ce poate el să facă. În funcție de ce specialitate sau experiență, noi încercăm să... Și vreau să vă spun că de la medici, farmaciști, doctori veterinari, voluntari, studenți la medicină, deci gama e foarte largă. Uh-huh. Deci mă bucur, vreau să vă spun că mă bucur de toate... profilurile. Da, asta mă ajută foarte mult. Și foarte, să știți că foarte mulți oameni deja încep să se înscrie și să devină membri. Mm-hmm. Și mă bucur asta pentru că așa pot să-mi pun în plan proiectele mele. Și mm-hmm. a doua acțiune pe care vrem să o facem cu Crucea Roșie, bineînțeles, și cu ceilalți, este Banca de Alimente. Deci Banca de Alimente, mi s-a părut proiectul ăsta super, super tare. Mm-hmm. Cred în el.
Ce presupune? Banca de alimente presupune, practic, noi să avem o locație prin care primim diferite donații. Sunt diferite firme care vor să doneze pentru diferite acțiuni caritabile. Uh-huh. Și Banca de alimente, practic, le oferă posibilitatea să doneze fiecare ce dorește. De la societăți comerciale până la persoane fizice, cum puteți fi dumneavoastră sau eu sau okay. oricine altceva. Mm-hmm. Banca de alimente centralizează tot ce se primește cu o bază de date bine definită prin colaborare cu Cantina Săracilor, cu Asistența Socială, cu celelalte ONG-uri, că așa se face identificarea persoanelor da. Cu diferite... Cu nevoie, da. Da. Se va face o bază de date și atunci prin Banca de alimente noi venim în ajutor. Săptămâna asta se va face o plasă de alimente pentru familia X sau se pot dona medicamente sau ce, fiecare uh-huh. ce poate să aducă. Și noi atunci, în funcție de cazuri, să zicem așa, uh-huh. direcționăm produsele. Vreau să vă spun că pe starea de urgență, chiar când s-a instituit atunci starea de urgență, am făcut chestia asta. Și, era următoarea întrebare anticipată. Da, am făcut chestia asta, bine, a fost ceva așa, strângem, cumpărăm, ducem, strângem, cum n-a fost depozitare și reorganizare și uh-huh. am identificat pe moment atunci persoanele care chiar erau în dificultate și mă bucur că am reușit să-i ajutăm și mă bucur și le mulțumesc de fapt celor care ne-au ajutat cu alimente, uh-huh. cu tot ce a fost nevoie, să-i ajutăm pe cei care ne-au solicitat. Și asta a fost. Am făcut o acțiune pe, așa, pe moment. Uh-huh. Aia presupus, practic, era o mică acțiune din ce presupune Banca de alimente. Da. Este lăudabil, fără discuția, ceea ce faceți și pentru că ne apropiem cumva de finalul emisiunii, mai avem totuși un pic. Spune-mi așa, la modul ideal în care ai avea posibilitățile umane, inclusiv la ajutoare și materiale, ce ai vrea să faci? M-ați spune că să eradichezi foamea din lumea asta, că e greu. Dar măcar pe plan local, cum ai vedea tu organizația ta, Crucea Roșie, să poată să ajute la modul în care, cum spun, banii, posibilității n-ar fi o problemă? Pe ce te-ai axa? Păi, sunt mai multe, dificultăți, da, mai multe paliere de... mai multe cazuri sociale, să zic așa, de la familii cu numeroși copii care sunt în imposibilitate și de întreținere la școală. Chiar vreau să propun un proiect în cazul ăsta, că familiile cu copii mulți, dacă au probleme la școală sau nu au fonduri suficiente să întrețină, chiar aș vrea să fac un fond de rezervă așa ca să putem să-i ajutăm. Tot timpul mi-am dorit să mergi la școală. Școala e foarte importantă. Școala îți dă educația și eu și unde lucrez acum sunt foarte mulți oameni care au foarte mulți copii și tot timpul ăsta e sfatul meu. Trimite copilul la școală. Ai probleme? Hai să încercăm să le rezolvăm. Ai nevoie de rechizite? Găsim să le procurăm, să-l trimiți. Adică nu-i lua șansa de a nu se duce la școală copilului. Aș vrea să știți că mi-aș dori să ne gândim și la oamenii în vârstă, care mulți dintre ei, te cunosc multe cazuri, de exemplu în blocurile Turn, care sunt oameni care nu ies din casă cu lunile, că n-au posibilitatea sau nu le permite sănătatea, și mi-aș dori să avem un grup de acțiune în care să vină în ajutorul lor. Oameni care au probleme de deplasare, noi să le oferim sprijin. Cumpărături, plăți facturi, achiziționare de medicamente, tot ce are nevoie un om ca să se poată, cum să zic, să se desfășoare în rest, nu știu, nu vreau să credeți că vreau să schimb lumea, eu că n-am, dar încerc cât de cât să schimbăm mentalități și să încercăm să fim toți cu aceeași mentalitate de ajutor. Că, până la urmă, cu cât îți ajuți comunitatea, cu atât
crești și tu în, în ea. Așa e. Îmi puneam în gând să-ți pun o întrebare, ce voi pune. Prima oară mi-am crezut că e de o întrebare sugestivă. Întrebarea este, crezi că statul face destul pentru categoriile astea defavorizate? Și răspunsul care mi s-ar părea, având în vedere și discuția noastră, pentru că voi asta vreți să compensați, ceea ce nu poate face statul, a fi că nu face destul. Alții ar spune din potrivă, le dau prea mulți, asistența socială, asistența socială este mult prea mare pentru posibilitățile pe care le avem sau pentru unii oameni care hai să fiu dur, care nu merită să fie ajutați, care nu se ajută în primul rând ei. Care-i părerea ta? Că tu te-ai lovit de lucrurile astea și le, da, le vezi zi de zi. Asta cu asta te ocupi. Am întâlnit și cazuri în care poate nu meritau să fie ajutați, dar noi nu putem. Păcatele lor să fie. Da, noi nu decidem dacă cineva merită sau nu. Că până la urmă, acum nu știu cum să vă spun, că eu am așa o perspectivă mai diferită. Un om, indiferent de cum percepe el viața sau cum dorește el să-și trăiască viața, că o trăiește rău, că o trăiește bine, dacă nu vii și cu minim de ajutor, acum nu vreau să fac diferențe că unii merită, nu, și cu minim de ajutor, dacă nu vii, omul ăla mi se pare că îl înrăiești. Și înrăindu-l, ajungi la, îți dă în cap, te fură, te... Adică consider că și cei care nu merită, merită un pic să te zbați, să le arăți că uite, cineva totuși îi ajută și nu știu, eu așa văd. Demonstrându-le că tu, chiar dacă nu-i merită, îi ajuți, poate încerci să le schimbi viziunea. Ceea ce privește statul, eu sunt mai subiectiv, că acum nu, politica asta e diferită și avem viziuni diferite. Acum, nu știu, lăsăm pe statul să facă ce trebuie. Sigur, noi, sigur că statul poate face mai mult. Poate face mai mult, dar așa. Eu cred că statul, la cât face să controleze. Adică, știu, că cât îi dai mai mult unui om, cu atâta pierzi controlul asupra lui. De aia, eu cred că nu vreau să intru în discuții. Da. Dar în ceea ce privește pe noi și pe mine, în mod special, eu îmi doresc ca comunitatea mea să crească și nu cred că las un om neajutat, indiferent de ce ajutor ar avea. Și dacă nu-l merită, în prima fază încercăm să-l conștientizăm că chiar dacă nu-l meritat, îl ajutăm, dar poate în viitor își schimbă viziunea și mentalitatea. Că orice om merită șansă, că și eu la rândul meu cred că am primit multe șanse în viața asta și păcat să nu aibă toată lumea șansa la o șansă. Frumos de încheiere. Alex, îți mulțumesc mult pentru emisiunea asta, a fost o reală plăcere și nu pot să-ți urez decât sănătate și putere de muncă și sunt convins că o să reușesc peste vreo câteva luni să rup o jumătate de oră ca să vină emisiune, că întotdeauna faci ceva, întotdeauna se vede după te cineva. Îți mulțumesc încă o dată și îți urez mult succes. Vă mulțumesc și eu și cu drag oricând. Aceasta a fost emisiunea noastră, sunt Dan Ciocuiu, la bună vedere!